Cine pretinde și obține de la sine ceva măreț, trebuie să se simtă foarte departe de cei care nu o fac. Această distanță este interpretată de către ceilalți ca o excelentă părere de sine. Însă acela nu cunoaște distanța decât ca o muncă neîncetată, luptă și izbândă de zi și noapte. Din toate acestea, ceilalți nu știu nimic. Despre o luptă și izbândă de zi și noapte, care, iată, aniversează 30 de ani, vrem să vă vorbim, stimați telespectatori. Rândurile filozofului Nietzsche le dorim a fi o invitație la o mare sărbătoare a madrigalului, a muzicii, a culturii românești. De ani. E mult? E puțin? E mult dacă ei înseamnă trudă neîncetată. E puțin dacă ei înseamnă o viață de om. E ceva măreț dacă ei înseamnă 30 de ani de glorie. Ce se ascunde în spatele acestei neobișnuite și invidiate glorie a madrigalului și dirijorului său, încercăm să aflăm. Începutul se numește Marin Constantin. Născut la 27 februarie 1925 în comuna Urleta, județul Prahova, orfan de la vârsta de 4 ani, învață la școala din satul natal, apoi la școala normală din Ploiești și cea din Buzău. La aceasta din urmă, elevul Marin Constantin îl întâlnește pe profesorul și compozitorul Ioan Vicol, întâlnire hotărâtoare pentru cariera artistică a viitorului dirijor și compozitor. În 1944, Marin Constantin devine învățător și predă la școala numărul 35 din București. Apropierea de corala Carmen și de dirijorul acesteia, maestrul Ioan de Chirescu, și întâlnirea cu George Enescu sunt momente de referință cu caracter determinant ale viitoarei cariere. Marin Constantin se înscrie în toamna anului 1944 la Conservatorul din București, unde îi are ca profesor pe Ștefan Popescu, Ioan Vicol, Dumitru Botez, Ioan de Chirescu, Mihail Jora, George Breazu, Alexandru Pașcanu, Vasile Popovici și Florin Eftimescu. Colaborează acum ca dirijor cu câteva formații de amatori și uneori cu corul conservatorului și tot în această perioadă se înscrie la secția Pedagogie-Psihologie a Facultății de Filozofie a Universității din București, convins fiind că un bun dirijor de cor trebuie să cunoască mai întâi omul, coristul, posesorul celui mai fragil instrument și apoi capacitatea lui tehnică. Urmează aici cursurile profesorilor Mihail Ralea, Tudor Vianu, Mircea Florian și Gheorghe Antonescu. Psihotehnica, unul din secretele reușitei dirijorului Marin Constantin, își are rădăcinile în aceste studii. Tânărul absolvent al Conservatorului Bucureștean nu se putea apropia decât de o formație de tineret, aceasta fiind corul Universității din București, al cărui creator este, iar mai apoi corul ansamblului UTM din acea vreme. În această perioadă, Marin Constantin se apropie și de compoziție și nu oricum, ci obținând în 1958 premiul 3 de compoziție Ion Vidu, la scurt timp după decernarea titlului de artist emerit, culminând cu insolitul său Heteros 1. Este momentul în care capacitatea sa creatoare și puterea de muncă îl determină să mai urce o treaptă. Treapta aceasta se numește Corala Gheorghe Cucu, iar pasul a fost făcut la 23 iunie 1958, când formația și creatorul său, Marin Constantin, au prezentat publicului un program cu lucrări renascentiste, bizantine și românești. Din păcate, corala nu a supraviețuit oficial ceva mai mult decât un an sub acest nume, dar ideea de a avea propria formație, propria vioară cu ajutorul căreia să redescopere pentru mii și sute de mii de ascultători comorile creației corale universale, de la cântul gregorian până la muzica secolului 20, va deveni rațiunea de a fi a dirijorului Marin Constantin.
Din primăvara anului 1963, anul nașterii Madrigalului, și până azi au trecut 30 de ani. Și dacă până la acea dată am vorbit despre dirijorul Marin Constantin, de acum nu vom putea vorbi decât despre Madrigal și creatorul său. Din acest moment vom păși pe drumul gloriei acestui unic fenomen, ce se numește simplu Madrigal Marin Constantin. Începutul, ca întotdeauna, a fost plin de căutări. Au fost selecționate riguros vocile bărbătești, temelia formației, și vocile feminine. Apoi au fost căutate săli de repetiții, știme și atâtea altele. Și munca a început. Repetăm buongiorno, Madonna. Repertoriul renascentist aducea în sufletele împătimiților între ale muzicii corale atâta bucurie și speranță, încât nici disciplina severă impusă de dirijor și care cu timpul va deveni legea de fier a existenței Madrigalului, nu o putea umbri. Ați putut sesiza vreodată relația psihică ce se stabilește între Marin Constantin și madrigaliști? Este incredibil cum o anumită privire sau expresie a feței dirijorului, ridicarea unui deget sau coborârea unuia dintre colțurile gurii pot genera culori, nuanțe și sentimente transpuse de coriști în actul interpretativ. Dar să ne întoarcem la anul 1963. 7 iulie 1963, sala Teatrului Muzical din Brașov este gazda primei apariții în public a formației, alături de prestigioși interpreți Emilia Petrescu, Radu Aldulescu și orchestra de cameră dirijată de Alexandru Șumski, formație care la acea dată era anunțată Corul de Cameră. Iar stagiunea muzicală 1963-1964 aduce corala pe scenele sălilor de concert bucureștene și, deci, și în atenția criticilor muzicali, impresionați de apariția unei formații cu un stil extrem de șlefuit. Și tot din această perioadă datează apropierea coralei de repertoriul preclasic german și englez, dar și de conservatorul Ciprian Porumbescu, instituție ce va deveni gazdă și tutore al Madrigalului până azi. Frișo,